Iată, noi, stimați telespectatori, în partea a doua emisiunii Fotoliu cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi e Claudiu Munteanu, președintele PNL Brăniș, ca și candidat, am aflat în această emisiune, într-adevăr, la funcția de primar de la Brănișca. Nu vorbim despre ce vrea el să facă, ci despre cum vede, își vede el comuna natală. O discuție un pic mai atipică, în care se intersectează replicile de o parte și de alta, și asta este foarte bine, pentru că mie așa îmi place în Fotoliu cu Ghimbi. Nu am înțeles, apă n-aveți? Cum e, apa e inimă n-ai, dar noastră nu aveți nici apă. Nu avem nici apă, bine că mai avem inimă. Canal. Avem inimă bună, da. Să știți. Brănișcanii sunt niște oameni deschiși, niște oameni ok, niște oameni primitori, dar sunt foarte dezamăgiți în ultima păi perioadă. Păi nu aveți canal, ziceți, da? Nu avem apă, nu avem canal, aveți nu avem gaz. Care se suie pe tractora și tunde terenul. E bine și așa. Păi nu e bine, doamne, că primarul e primar, lăsați-mă cu ăsta, mai rămâne să ia și coasa în spate, să ducă să... Deci... Păi poate nu ne permitem la bugetul de 5 milioane de lei pe care îl avem, după spusele mai marelui comunei Brănișca, poate nu ne permitem să fie cineva acolo, sau poate nu ne-am permite să fie altcineva văzut pe acel tractoraș. Uitați, eu o să fac o provocare. Yeah. O să-l sun pe primarul comunei și o să-i spun că data viitoare să mă lase pe mine să tund iarba. Păi aveți carnet pentru tractor? Nu e problemă, o să-mi fac. Ca să acumulez și eu puțin de imagine de... De tunzător, de întreținător de spații ceva verzi. Ceva de genul. Munca nu e o rușine, să știți. Păi nu e rușine, dar ești primar sau ești întreținător de spații verzi? Adică despre ce vorbim? Domnul aici? Adrian, contabilizăm voturi acum. Asta. Vorbim pe voturi. Asta este de anul 1940, nu? Vorbim pe voturi, vorbim, v-am spus despre parcuri. Eu cred că oamenii aia din Brănișca sunt cuiați încât dacă îl văd pe nu știu care pe tractor să zică, vai ce prima hagi. Erau alții care se plimbau și pe greder noaptea la 12 și dădeau zăpada la o parte și nimeni nu era bun decât principalul deservent al utilajului respectiv. Da, foarte tare. Dar ia spuneți-mi, mi-aduc aminte acum că m-ați provocat pe mine. Cel puțin așa simt eu. Deci apă, nu, canal, nu, tunde primarul iarba, asta e foarte tare. Școala aia, era o școală acolo. Este și acum. Stați așa, păi este foarte bine că este ca o copii unde să învețe. E cam tot așa, da, cum ați văzut-o dumneavoastră, da, când ați fost. Cum a fost eu. Exact așa e. Eu am văzut-o cu săpată la fundație. S-a acoperit aia. Așa. Da. Am văzut niște crăpături în ziduri. Și mi-aduc aminte că în timpul emisiunii l-am întrebat pe domn primar la crăpăturile astea, că mie mi se pare că sunt venite din fundație. În fine. Erau pentru aerisire. Și mi-aduc aminte că domnul primar mi-a declarat la momentul respectiv că școala va fi gata până în, mă știu, martie sau până în vară. Cred că până termenul în vară de finalizare a acestei lucrări era luna mai, anului, da, curent. Așa, mai. Era ceva cu mă. Suntem în august și cu pași repezi ne îndreptăm spre septembrie, când pe 14 septembrie, eu personal, voi aștepta elevii la această școală europeană. Grădiniță și clasele primare. Vreau să vă spun că momentan încă se lucrează la centuri. Asta. Dumneavoastră, în calitate de ce veți aștepta elevii? De cetățean al comunei Brănișca. Vreau să le ofer câte un penar din partea mea. A, așa, și? Da. De ce? Îi așteptați cum? Unde? La școală? În fața școlii. Păi să-mi iau și un clopoțel. Școala, nu? Și clopoțelul. Da, o să-mi iau și un clopoțel. De ce? Păi ca să sunăm de intrare, nu? În anul școlar, în nou an școlar. Acum, ce încercați să-mi spuneți? Că nu e gata școala sau ce? Domnul Adrian, când sunteți dispus să veniți odată cu mine, nu știu, la școală. Eu vă relatez din teren. Sunt trimisul dumneavoastră special în teren și vă spun că la școala generală din Brănișca, școala primară Brănișca, mai sunt de turnat câteva centuri, mai este de făcut o suplinire de zidărie, acoperișul nici măcar nu s-a apucat nimeni de el, geamurile nu sunt puse, instalația electrică nu știu dacă este gata în totalitate, finisajele interioare sunt la cota zero. V-am convins. Nu. M-ați convins? V-am făcut curios. Da, adică omul ăla spunea că e gata. Eu țin minte că în emisiunea cu dumneavoastră... Păi, pe motiv de pandemie sau pe motiv? Păi probabil și pandemia și... Ce pandemie ați avut, domnule, la Brânșca? Câte cazuri ați avut mare de covrig? Au fost câteva
cazuri izolate, 1, 2 sau 3 cazuri izolate la căminul spital din comuna Brănicica, da, unde s-au carantinat inclusiv angajații. Asta de geasă pe ceul. Da, dar nu a fost niciun caz confirmat. Păi și atunci ce motiv Brănicica de pandemie? Cine a oprit firma? Nu, motivul lucrează? Știți care e, domnul Adrian? Pandemia între ghilimele. Eu n-am înțeles un lucru și nu-l voi înțelege niciodată. Atâta timp cât tu nu ai adus niciun investitor în comuna ta, cât nu ai dat un ban omului din comuna ta, cât nu i-ai dat o pâine omului tău. Eu am o sintagmă și vreau să mă ghidez după asta. Aici locuiesc, aici muncesc, aici cheltuiesc. Atunci totul va merge bine. În momentul în care reușim să închidem acest cerc, când eu locuiesc acolo, muncesc acolo și cu preponderență cheltuiesc în comuna mea, toată lumea va fi mulțumită. Impozitele pe salarii vin la primărie, impozitele investitorilor inexistenți momentan vin tot acolo, oamenii muncesc la ei în comună, până și birtașul sau cel care are un magazin în comuna Brănișca va fi mulțumit pentru că toată lumea cumpără de la el. Toată lumea merge bine. Doamne ajută, eu n-am o problemă personală cu nimeni și de asta, repet, nu înțeleg aceste războaie. Adică noi ne uităm în trecut cine cu cine s-a încuscrit, cine cu cine are copii, cine cu cine a făcut accident cu mașina și multe, multe alte lucruri. În loc să vedem lucruri interesante și lucrurile vitale care pe noi ne dor, că nu avem apă, nu avem canal, nu avem gaz, nu avem drumuri asfaltate în totalitate. Ni se spune că s-a achiziționat un utilaj pe Gal, cred că este achiziționat. Buldo excavatorul, da, de pe Gal, tocmai în vederea întreținerii vegetației și a drumurilor. Dacă o să vă duc pe satele de sus, pe unele dintre drumurile respective, dacă aveți probleme cu rinichii, probabil o să eliminați piatra pe cale naturală după o excursie în zona respectivă. Sunt foarte multe lucruri, domnul Adrian. Mi se pare ciudat... Spuneți-mi, înainte de a-mi spune ce vi se pare ciudat, am înțeles, școala s-a dus. Dar sala aia de sport de lângă școală în ce stadiu e? Mâncarea aia e terminată? Neoficial, de pe Radio Brănișca, pot să vă spun că Radio Brănișca, am auzit că sunt ceva probleme și acolo. Acoperișul este neconform. De ce ar fi neconform? A plouat puțin pe izolație, s-a pus tabla peste vata izolatoare, s-au udat, grinzile au început să se mucegăiască, trebuie refăcut, trebuie aerisit, probleme cu faianța în interior, sunt foarte multe lucruri problematice la noi în comună. Eu m-aș fi bucurat ca acea sală de sport să fie gata, pentru că până acum un an de zile am avut grijă de un ansamblu de dansuri, de niște copii ai comunei. Așa. Și la un moment dat mi s-a îngrădit acest drept, spunându-mi se cu ghilimele de rigoare că nu mai putem continua și sala Căminului Cultural de la Brănișca nu mai este disponibilă pentru noi, că Doamne ferește dacă bagă un copil un cui în priză. Și... Dacă bagă cu un copil un priză... L-am șocat din nou. Da, păi ce... Păi nu știu, probabil copiii mergeau la dansuri cu buzunar plin cu cuie. Da. Nu știu ce să zic. Am fost acuzat că folosesc acest ansamblu în scop electoral, ca să adun capital electoral, deși copiii nu votează. Dumnezeu să mă ferească. De 10 ani, de 15 ani m-am ocupat de acest ansamblu de dansuri în comuna Brănișca. Am avut o istorie frumoasă cu acești copii. Am legat prietenii. I-am scos din birt. I-am dus să facă altceva. Adică i-a dus să facă altceva, nu că i-a scos din birt. I-am dus să facă altceva. Așa. Și s-a pus frână. Nu s-a mai putut, nu s-a mai întâmplat, nu s-au făcut nici măcar niște soluții paralele sau salvatoare. Am fost prezent la o ședință a Consiliului Local unde mi s-a spus că se va înființa un ONG care va prelua acest ansamblu, poate cu ocazia asta, dând din nou exemplul, totuși se va înființa pe ultima sută de metri. Nu știu ce să zic. Pe mine mă amuză foarte tare, domnul Lazar, îi dau cam multă atenție și n-ar trebui.
Da, a existat, n-ar trebui. Sunt acolo în poveste, nu? Da, sunteți exact în poveste. Știți cum e? Mă lăsați să fac o paranteză, domnul Adi. La câte griji cotidiene există în ziua de astăzi? La câte probleme are toată lumea? Dacă își face timp să povestească despre tine, înseamnă că ești cu adevărat o persoană importantă. Nu neapărat despre noastră, dar acum îmi dau seama că postarea asta se referea la noastră. O luăm de pe Facebook-ul domnului Teodor Lazar. Uite, îi facem un print screen și îl trimitem pe urmă și în regie, dar după ce citesc. N-am reușit să fac print screen. Hai să vedem, e mai ciudat telefonul ăsta, nu? Sau postare. Oare am făcut? Nu e postarea. Dar vreau să o citesc ca să vă spun, ca să vedeți exact despre ce este vorba. Acum am făcut print screen-ul. Deci, la Brănișca, un grup de tineri ar dori să preia conducerea comunei. Foarte frumos până aici scris. Până aici totul este în ordine, zice și domnul. Pe bună dreptate, întrucât al lor este viitorul. Foarte de acord. Corect. Și cum își construiesc comuna, așa locuiesc în ea, nemai fiind nevoie să cumpere apartamente la Deva. Deci așa începe... Așa începe chestia asta. Haideți să încep să și trimit în regie până una alta. Să vedem dacă reușesc. Da. Am înțeles. Până aici totul în regulă. Până aici totul este, totul este ok până aici. Bun. Numai că schimbul în generații, între generații nu se face așa. Pe toți seniorii dăm la o parte, bun, trecem peste gramatică, peste ortografie, peste faptul că domnul, din punctul meu de vedere, și nu numai al meu, al oricărui profesor de limba română, habar n-are să scrie, deci niște greșeli de mă doare mintea, și stau și mă gândesc că omul ăsta a fost primar. 12 ani. Așa. Deci îi dăm la o parte și preluăm noi conducerea comunei. Și zice domnul, asta e mentalitate, pare rău, mi se pare un pic neocomunistă, ca să nu zic altfel. Normal este ca primarul să fie un senior, însoțit de un viceprimar tânăr, care să vină cu idei nou, deci viceprimarul să-i dea idei primarului. E bine și așa. Și să le aplice, iar pe parcurs, dacă este bun, preia conducerea comunei. Doar dacă este bun. Deci pe care parcurs? Pe parcursul mandatului de primar sau cum? Păi că nu înțeleg logica asta. Există un parcurs. Că logica ta bate logica mea. Dar mă rog, numai la PNL nu s-a întâmplat așa. Seniorul aruncat la gunoi, fără drept la replică, tânărul instalat la vârf și se pare că nu a făcut nimic mai mult decât seniorul. Hai să învățăm din pățănile altora. Din patanile. Mă rog, asta e altă poveste. Am citit și eu această postare. O postare cu 15 reacții și 37 de comentarii. N-am înțeles ultima parte, ca să o disecăm așa pentru două minute. Mă rog. Senior, juniorul sau cum zice acolo, nu a făcut mai mult decât seniorul. Da. Adică... Dar să stea în umbra lui și să-i dați sfaturi la senior. Da, nu știu. Oamenii din Brănișca cum pot înghiți astfel de... Mă gândesc că sunt oameni deștepți. Ați văzut la reacțiile... Nu, dar l-au ales pe omul ăsta primar, a fost 12 ani primar. Asta e frustrare dusă, împinsă la extrem. La maxim. Trecem peste asta. Vă mai dau un exemplu? Nu mai dați noastră niciun exemplu, vreau să vă întreb eu altceva. În comunele județului Hunedoara s-a făcut acel cadastru, acele măsurători de cadastru și intabulare gratuită. Da. Vreau să știu dacă în comuna Brănișca, că locuiți acolo, nu? Locuiesc acolo. Am și teren. Așa, sau ați beneficiat de chestia asta? Nu, în comuna Brănișca este o chestie foarte importantă la nivel și interesantă la nivel de cadastru. Nouă, acum ni se propune din nou, ca și în 2016, așa, succint, modificarea planului urbanistic general. Ni se spune că este afișat pe site-ul primăriei, dar din câte cunosc eu, acest lucru se poate face doar printr-o consultare publică a cetățenilor din comună. Gurile rele spun că această întabulare gratuită, de altfel, se face la mica înțelegere și pe sume la mica înțelegere. Stop. Ce îmi spuneți dumneavoastră acolo, dumneavoastră vă auziți? Eu mă aud foarte bine. Păi, da, cum? Ce sume la mica înțelegere, domnule? Că e întabularea gratuită acolo. Vă repet. Eu țip la dumneavoastră, dar nu o faceți, m-am revoltat. Citez. Da, aveți dovezi? Citez. Domnule, aveți dovezi? Dovezi palpabile,
Păi da, adică să se totuși... Pot aduce. Se pot aduce. Adică unii dintre cetățenii Comunei Brădișca au plătit pentru asta. Au plătit pentru întabulări. Acum, că au fost beneficiare acestei întabulări gratuite sau nu au fost beneficiare acestei întabulări gratuite, este... Eu acolo trebuie să vină oficiul județean de cadastru, e o poveste lungă. E o poveste foarte lungă, dar eu vă spun din nemulțumirile cetățenilor, adică sunt solul de pace al cetățenilor Comunei Brădișca. Vă considerați deja? Să dea Dumnezeu. Așa, bun. Deci nu știți nimic de cadastrarea asta gratuită. Nu știu absolut nimic despre cadastrarea gratuită, dacă adică s-a implementat. Știți că nu s-a făcut sau cum? Nu cred că s-a implementat până acum în Comuna Brănișca, atâta timp cât sunt unele persoane care declară că au fost solicitate sume pentru servicii de acest gen. Bun. Vreau să mai spuneți ceva înainte și vă întreb, mai știți ce vreau să spun? Da, vroiam să vă spun faptul că alesul nostru principal declară în ultima perioadă și cu câteva săptămâni în urmă că nu are nevoie de nicio campanie electorală, îl susține partidul. Și aici n-am înțeles. Campania electorală, dacă nu o înțelegi cum trebuie, adică campania este modalitatea prin care te faci cunoscut, îți faci cunoscute ideile tale, îți faci cunoscute planurile tale, propui un plan. Ceva, da. Dacă atâta timp cât tu spui că, ok, eu sunt susținut de partid, asta înseamnă că nu e susținut și de populație. Nu, asta înseamnă că nu știi ce să promiți. Se poate și asta, nu... Păi vă spun eu că n-ai cum să nu... Adică asta e infatuare, eu n-am nevoie de campanie electorală. Da, nu am nevoie, eu sunt susținut de partid, este totul în regulă. Mă rog, puteți dovedi chestia asta, că a spus așa sau... Vă trimit și dumneavoastră înregistrarea de la o emisiune... A, deci a spus într-o emisiune... Da, este într-o emisiune... Păi și atunci de ce s-a dus la emisiunea TV dacă n-am nevoie de... Probabil că era susținut de partid. Da, interesant punct de vedere. Se poate și asta. Vă mai dau un mic exemplu. Ni se spune în felul următor. Dacă noi, Comuna Brănișca, luam credite bancare, dacă ne împrumutam, dacă ne îndatoram, ceea ce probabil la un moment dat, pentru cofinanțarea unor proiecte, va fi o soluție salvatoare. Sunt atât de mulți primari care au făcut acest lucru și au avut câștig de cauză. Dar să revin, dacă noi ne împrumutam și făceam aceste lucruri, atenție, eram mai ceva ca cei de la Ciugud. Toate primăriile se împrumută. Toate primăriile fac credite. Mie mi se pare aberant de dreptul să dai exemplu Comuna Ciugud din județul Alba, pe care toată lumea îi cunoaște, campionul fondurilor europene, da, oameni care atrag, fac... Da, un pic de cosmetică pe acolo, că poate este, nu fi chiar așa. Este, cum... dar nu poți să folosești un exemplu atât de disproporționat încât să spui, băi, dacă îmi luam și eu un credit de nevoi personale, aveam și o altă bicicletă, nu? Păi nu? Cu trotineta sau nu mai rodeam papucii, mi-am rost papucii și am o... corespondență extraordinară cu cei de la APA Prod în vederea realizării proiectului de alimentare cu apă. Noi aveam o problemă mare cu apa, domnul Adrian. Da, aveam o problemă mare cu apa. Că nu aveți. Sunt localități ca și Rovina, Târnăvița, Boz, unde au secat fântânile. Noi nu avem apă. Nu mai avem nici în fântâni, cum vă spuneam înainte. E calcaroasă, necalcaroasă, dar sunt localități și gospodării care au rămas fără apă. Nu mai avem gram de apă. Cunosc caz în localitatea Boz, unde persoana respectivă are 2 sau 3 fântâni în gospodărie. Mai are apă niciuna. Doamne, mai am 2 întrebări pentru dumneavoastră. Vă rog să-mi răspundeți scurt, că o să depășim timpul acordat. Îmi spuneați ceva înainte de gaz. Aveți gaz în comună? La brichetă. Sau la butelie. Avem câteva centre de înlocuire a buteliilor cu gaz. Nu, doamne, gaz metan aveți. Gaz metan nu avem și pe această cale vreau să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor că săptămâna trecută am avut o întâlnire cu colegii liberali, primarul Comunei Ilia, domnul Marius Omotă, și primarul Comunei Șoimuș, domnul Mihai Rimie. Efectiv, prin ghidul publicat de minister,
se spune că această alimentare cu gaz este posibilă printr-un ADI, printr-o asociere intra de dezvoltare, de dezvoltare intercomunitară. Intracomunitară. Am primit garanția și suportul colegilor mei că acest ADI se va realiza împreună cu Comuna Ilia și Comuna Șoimuș, unde noi, Comuna Brănișca, fiind la mijloc, avem noroc, poate că suntem la mijloc. Gazul va pleca de la Șoimuș și se va duce prin Comuna Brănișca, ajungând în Comuna Ilia. Ăsta va fi unul dintre... Brănișca a intrat în ADI. Va fi acest ADI. A, păi și dacă nu câștigați dumneavoastră? Să dea Dumnezeu să fie. A, am înțeles. Uite, îmi place punctul ăsta de vedere. Să dea Dumnezeu să fie, pentru că eu nu sunt omul care o gândesc în felul următor, adică dacă nu voi câștiga funcția de primar sau nu voi fi primarul Comunei Brănișca, după mine potopul, nu mă mai interesează nimic. Sunt sau sper că se va întâmpla acest lucru și că oamenii vor avea încredere într-un tânăr care vrea să facă treabă. Iar dacă nu se va întâmpla acest lucru, și nu cred că nu se va întâmpla, voi fi acolo în coastă și voi spune în fiecare zi, în fiecare secundă, unde este punctul numărul 1, unde este punctul numărul 2. Eu mi-aduc aminte de o poveste. Am înțeles. Na, aveți gaz, vreți să faceți ADI împreună cu celelalte comune liberale. Da. Să știți că asta este foarte o soluție bine salvatoare pentru noi, asocierea cu celelalte păi comune. Da, pentru că altfel accesați proiectul. Vom putea vorbi și de apă, vom putea vorbi și de canal, așa, și de gaz. Maxim, domnul Claudiu. Vă rog. Nu vreau să... Vreau să finalizăm emisiunea, ca să spun așa, tot într-un ton mai amuzant sau amuzat. Mi-aduc aminte că am venit la dumneavoastră în comună acum vreo câteva luni de zile, când era o problemă cu să fie blocată circulația la o trecere de cale ferată, ceva de genul ăsta. A rămas la fel, să vă răspund scurt. Nu, că nu știți ce vreau să vă întreb. Era o doamnă pe acolo, mi s-a părut că țara arde și baba se piaptănă, era aproape de 1 martie. Doamna cred că era susținătoare de-a primarului, că vocifera foarte tare că nu-i organizează primarul 8 martie în comună și că ea vrea 8 martie neapărat. S-a făcut. Am fost și eu prezent, am dat o floare că doamnelor. Parcă ei respinseseră consilierii local proiectul de hotărâre și atunci cum s-a făcut? Tot printr-o hotărâre a Consiliului Local cu o sumă modică s-au strâns bani din donații, din ce s-au strâns bani, s-a realizat foarte bine, lăudabil. Aici nu trebuie să existe dispută politică. Când este vorba de femei, de copii, de mamele noastre, de bunicile noastre, de cetățenii comunei tale, trebuie să ai un țel comun. Trebuie să fii unul pentru celălalt și să te lupți pentru bunăstarea comunei tale. De altfel, zicala mea, sloganul meu este împreună suntem puternici, pentru că eu vreau să fiu primarul și al PSD-iștilor și al celor de la ALDE și al celor din USR și al peneliștilor și al tuturor. Pentru că dacă voi câștiga primăria, Opriți-vă, vă rog, ca să nu vă tai microfonul. Asta în campania electorală. Dacă de acord cu dumneavoastră. Și cu parcă și cu... Spuneți atunci. Acum am discutat despre comuna dumneavoastră și despre punctul nostru de vedere ca și cetățean, ca și președinte PNL. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost interesant pentru mine și antrenant. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și vreau să vă citesc și eu dintr-o postare de-a mea pe Facebook în ultimele zile. Scurt. Schimbarea înseamnă evoluție. Cu toții vrem să evoluăm, să fim mai mult decât suntem. Cu toate astea, cei mai mulți dintre noi suntem reticenți la o schimbare. Spunem că nu putem, dar de fapt nu suntem hotărâți. Nu vrem să luptăm împotriva fricilor pe care le avem legate de schimbare. Dar trebuie să nu uităm că fără schimbare nu vom avea evoluție. Împreună suntem puternici. Asta e ca aia cu divorțul, ca aia care se tem să divorțeze și stau într-o relație toxică, nu? Este foarte important să ai curaj să faci acest pas. Bine, acum nu suntem adepții divorțului neapărat, dar se întâmplă acest pas al schimbării. Da. Mulțumesc pentru prezența. Mulțumesc pentru invitație. Spor la treabă, stimați respectatori. Claudiu Munteanu, președintele PNL Brănișca, a fost invitat în emisiunea noastră. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine.